Domnule Șalar, e un eșec al guvernării faptul că uh, locuitorii din autonomie, chiar dacă nu se obținea un uh, rezultat bun, nu au auzit altfel de mesaje decât proruzi? E un eșec al guvernărilor s-au acumulat. Nu doar guvernarea actuală este poartă bine. Guvernarea actuală a făcut exact ce a făcut și celelalte guvernări. În 1994, la insistența Moscovei, și au mai fost și niște, de la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, au mai venit niște recomandări că noi trebuie să le dăm găgăuzilor autonomie culturală. O autonomie cum nu mai există în Uniunea Europeană, fiindcă autonomie pe criterii etnice nu se dă nicăieri. Noi le-am dat autonomie pentru ca ei să-și renască limba, cultura, istoria, să învețe limba lor, să o cunoască, să redevină găgăuzi. Dar Rusia a făcut chestia asta pentru a-și crea un centru de influență în Republica Moldova. Și i-au transformat în timp găgăuzea într-un antagonist al guvernului de la Chișinău. Întotdeauna s-au opus și visul de aura Moscova a fost ca să creeze o federație din Transnistria Găguzia iar aceste subiecte să aibă drept de veto în Moldova, mai ales în ceea ce ține de politica externă. Și noi cei de la Chișinău întotdeauna am încercat să le intrăm în voie la găgăuz, să nu-i deranjăm, să nu-i supărăm, să ne purtăm frumos cu ei, să facem investiții, dar până la urmă, Rusia a investit doar în spălarea creierilor și i-a tras de partea lor. Da, și dumneavoastră ați spus recent, când ați vorbit despre uh, spălarea creierilor și propagandă, uh, recent, acum o, o lună aproximativ, ați spus că vă retrageți din politică. Da. Și veți lucra uh, mai mult, mai insistent în lupta cu propaganda. Chiar citesc dacă... Da, așa eu este. cum putem combate o treabă a lui Putin, care este înloculată atât de mult în Moldova, cât și în Uniunea Europeană, deși de aceea vreau să mă dedic total la aceste activități. Ce încurcă viața politică pentru a realiza acțiunile în lupta cu propaganda? Deci, la noi, de în Republica Moldova, este nevoie urgentă de un program, cum există în România, un program Rabla. Mașinile vechi le dai și îți dă un cupon de 1000, de 2000 de euro. Așa trebuie să facem și noi un program Rabla pentru politicieni. Fiindcă vine timpul când trebuie să promovezi alți tineri în politică. Că dacă noi ești de de atâți ani în politică, Uh, nu lăsăm pe nimeni să ne iau locul. Atunci și ne-am pasul pasului să înainteze un candidat tânăr, care cel puțin să le spună despre faptul că această școală e făcută din bani europeni. Acest drum este făcut din bani europeni. Și finanțările masive care s-au făcut în autonomie. Nu vorbesc în numele pasului, nu știu pasul nu are candidat nici la primăria Chisinau deocamdată. Nu s-a anunțat cine va fi candidat. Ne mai vorbim de Găgăuzea, unde este un, o regiune foarte grea și nu este ușor să promovezi un candidat, Iar probabil pasul nu vrea să sufere un eșec în autonomia găgăuză, să se identifice cu un eșec. Dar nu ar schimba nimic, părerea mea, că nu ar schimba nimic acum, fiindcă, oricum, decizia se va lua la Moscova cine va fi bașcanul găgăuzei. S-a ajuns prea departe, s-a ajuns prea, și este prea târziu, și e din cauza că instituțiile statului nu-și fac treaba și nu sunt puternici cum spune și domnul Slusar, ce face cecu, ce face poliția. Dacă te oprești poliția în autonomia găgăuză, vorbești cu tine în limba rusă și când îi spui să vorbească în română, el îți spune că noi ne aflăm în găgăuzia și aici sunt alte legi. De ce? Ministerul de interne, cecu, procuratura, le-au delegat lor uh, sau s-a făcut că le-au delegat prerogative pe care în mod normal un județ format după criterii etnice pentru a prom a conserva și a promova valorile lor culturale se transformă într-un actor politic.